De ce avem nevoie în Constanța de verdeață? Se credea că un ecosistem de trecere cum este Constanța, plasat între ape și cuvânturi, nu are nevoie de schimbător al calității aerului. Ei, eu zic că are nevoie. În principal este și un schimbător al calității aerului din punct de vedere al prafului. Verdeața, atât cea mare cât și cea mică, cât și iarba, filtrează aerul de praf. În al doilea rând, este foarte important din punct de vedere psihologic. Suntem o specie care avem o origine recentă din natură, suntem o specie naturală și pentru noi verdeața și tot ceea ce vine împreună cu verdeața, mă refer de la verdeață până la păsărele, fluturi și alte insecte, toate astea ne sunt utile, ne sunt necesare. Ne sunt necesare din punct de vedere al sănătății sufletești, ca să zic așa, interioare. Un al treilea motiv și este foarte important este responsabilitatea față de restul lumii. Noi, plantând, sădind și punând iarbă, avem împlinită o responsabilitate de a curăța aerul planetei. Aer care este din ce în ce mai degradat și din ce în ce mai încărcat cu dioxid de carbon. Ăsta este motivul pentru care eu recomand, da, recomand în Constanța să se pună verdeață și Constanța să fie un oraș verde și exemplul este în jurul nostru sunt foarte multe orașe, stațiuni plasate în zone costiere care au foarte multă verdeață.